Este mai mult decât evident faptul că Cenaclu Flacăr a conturat idei, atitudini, poate și destine. Absolut, absolut. Întrebarea mea ar fi, credeți că Cenaclu Flacăr ar fi avut vreo șansă fără poetul, fără marele poet național Adrian Păunescu? Nu, evident că nu. Cenaclu Flacăr era o nevoie a societății românești de atunci, dar fără Adrian Păunescu este de neconceput. Exact. Nu putea exista. Gândiți-vă că tuburile de vopsea existau în magazine, dar nu știu, Picasso sau cu secole înainte Rembrandt sau alți artiști teribili. Aceștia au făcut dintr-o materie primă un produs final. Cuvintele limbii române sunt aceleași, dar a venit Nichita Stănescu și le-a aristocratizat. Nu, Adrian Păunescu are meritul teribil, pe de o parte, că fiind un om foarte valoros, el era convins de valoarea lui. N-a avut nicio problemă să-i ajute și pe alții valoroși, să se afirme în poezie, în muzică, și așa mai departe. Să-i descopere, în primul rând, că asta a fost să-i descopere esențial. Pe cei mai mulți și să-i lanseze, pe unii dintre ei care nu erau valorificați la valoarea lor, la nivelul lor adevărat, i-a repus într-o lumină importantă. Și un lucru esențial, tatăl meu a fost, la o vârstă tânără, 27 de ani, a fost bursier în Statele Unite, în perioada aceea de mai mare deschidere a României, 70-71, și timp de aproape un an academic a stat în campusurile universitare americane, a văzut libertatea la ea acasă, a văzut arta cum ajunge direct la public. În forma corectă, S-a molestit de această forță și de această nevoie de artă tânără, nonconformistă, pe care a văzut-o la Bob Dylan. De aia și tradus Vânare de Vânt la un moment. A văzut-o la marile trupe de rock și cu gândul ăsta a venit în România. Și după puțină vreme a și reușit să întemeieze Cenaclu Flacăr, pe care în 85, după 12 ani de activitate, dogmaticii de sub Ceaușescu și chiar până la Ceaușescu au reușit să închidă, să interzică Cenaclu. Făceam un calcul și în cele 1600 și ceva de spectacole care au fost incluse în Cenaclu Flacăr în perioada celor 12 ani de existență, dacă facem un calcul matematic simplu, ajungem la un raport de un spectacol la 3 zile sau mai puțin de 3 zile. Nici o altă mișcare n-a avut randamentul ăsta. Cifrele pe care le amintiți noastră sunt o sinteză pe care, la un moment dat, când tatăl meu era încă în viață, eu am simțit nevoia să o fac și am adunat, practic, toate datele esențiale de Cenaclu, numărul de manifestări, numărul de participanți, locurile, artiștii și așa mai departe, și e impresionant că este o medie de durată de câteva ore pe spectacol, eveniment. Sunt peste 6 milioane de participanți la 1600 de manifestări și dacă te uiți la lista de artiști, este teribil. De la mari folciști, care unii dintre ei sunt și altă scenă. Sigur. Până la trupe de rock, până la Corul Madrigal, până la, eu știu, Gheorghe Zanfir, până la, ca să mai zic, de Florian, ce să, sportivi, deci a fost o scenă absolut teribilă a tuturor valorilor. Cele mai multe, cum bine ziceați, descoperite de Adrian Păunescu, unele dintre ele sprijinite să se afirme. Despre Cenaclu Flacăr vom discuta și în alte emisiuni, pe un cadru mai larg, pentru că acesta rămâne, cum am spus și mai devreme, probabil cel mai important reper sau cea mai importantă mișcare culturală a României dinainte de Revoluție, dar nu numai. Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, reverberațiile lui s-au văzut, s-au simțit până în zilele noastre și aici intrăm în...